Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Suntem astăzi în duminica a treia după Paști, duminică închinată Sfintelor Femei Mironosițe și Sfântului Dreptului Iosif din Arimateea, împreună cu Sfântul Dreptul Nicolii. Știm din Sfintele Evangheliei că în faptul dimineții, atunci când se iveau zorile, femeile purtătoare de mir sau de aromate au mers la mormântul Domnului pentru a împlini ceea ce nu s-a făcut din grabă în Vinerea Mare, atunci când trupul Mântuitorului Iisus Hristos a fost dat jos de pe cruce. Mergeau la mormânt aceste femei și, deși aveau teamă, totuși au biruit-o prin iubirea lor de Hristos, prin prețuirea lor multă de Hristos, au biruit teama, au biruit întunericul, au biruit pericolele posibile și au ajuns aproape de mormântul Domnului. Mai întâi să ne întrebăm cine sunt aceste femei care, iată, au rămas în istoria creștinismului cu supranumele de Mironosițe. Mai întâi, toți cei patru evangheliști ne vorbesc despre Maria Magdalena. O femeie din care aceleași evanghelii ne spun că Mântuitorul a vindecat-o scoțând din ea demoni, 7 demoni. Era din localitatea Magdala, undeva de lângă Capernaum, din nordul Țării Sfinte. Și era o femeie care s-a îndrăcit la un moment dat și se pare că îndrăcirea ar fi fost consecința păcatelor ei din tinerețe. După ce a fost vindecată această femeie, Maria Magdalena, l-a urmat îndeaproape pe Mântuitorul Iisus Hristos, slujindu-i timp de peste 2 ani de zile. Toți cei patru evangheliști vorbesc de Maria Magdalena. Evanghelistul Matei vorbește despre Maria Magdalena și cealaltă Marie. Este vorba despre Maria lui Iacob. Iar Sfântul Ioan Evanghelist o pomenește numai pe Maria Magdalena. Evanghelistul Marcu spune că alături de Maria Magdalena era și Maria lui Iacob și era și Salomea. Iar Sfântul Evanghelist Luca adaugă că era și o femeie Ioan, despre care știm că era o femeie de rang social înalt, femeia lui Cuza, împărător al regelui Irod. Sinaxarul zilei ne spune că erau 7 femei mironosițe, cel puțin. La cele pe care le-am nominalizat se adaugă o femeie numită Susana, și surorile lui Lazar, Marta și Maria. Maria lui Cleopa nu este alta decât Maria, mama lui Iacob și a lui Iosie sau a lui Iosif. Aceste femei, unele chiar rudă cu Mântuitorul Iisus Hristos, cum era Salomea, mama fiilor lui Zebedeu, mama evangheliștilor Ioan și Iacob, au slujit pe Domnul, cum vă spuneam, timp de aproape 3 ani de zile, 3 ani și jumătate cât a durat misiunea sa publică în lume. Aceste femei mironosițe i-au fost alături în momentele cele mai grele, dar au fost alături și în momentele de slujire cotidiană. Ele, desigur, erau acelea care făceau mâncare, care se ocupau cu curățenia, care slujeau, într-un fel sau altul,
Mântuitorului și apostolilor săi. Mai ales le întâlnim pe aceste femei foarte fidele Mântuitorului în momentele premergătoare răstignirii. Ele sunt acelea care îl însoțesc pe drumul crucii. Ele mai întâi de aceasta n-au strigat răstignește-l, răstignește-l. De altfel, nu știm dacă vreo femeie a strigat. Știm că erau foarte mulți bărbați. E bine, ele l-au însoțit până pe Golgota și acolo pe Golgota au asistat îndurerate, sfâșiate, împreună cu Maica Domnului, la răstignirea pe cruce a lui Isus. Ele au văzut cum Mântuitorul Iisus Hristos l-a mântuit pe tâlharul din dreapta. Au auzit cuvintele, cele 5 cuvinte de pe cruce. De asemenea, ele l-au văzut pe Iosif și l-au văzut pe Nicodim, cum au luat trupul Domnului și l-au uns. L-au uns pregătindu-l pentru înmormântare, 100 de măsuri de aloe amestecată cu smirnă, au uns trupul și au uns acele giulgiuri, acele fâșii din pânză de in, care au acoperit trupul Domnului, iar mahrama i-a fost pusă pe față. Ele au văzut, ne spune Evanghelia, Maria Magdalena și cealaltă Marie, Maria lui Iacob, și locul ne-a fost pus în mormânt. În mormântul care a aparținut acestui Iosif din Arimatea, un bărbat nobil, care făcea parte din Sanhedrin, adică din tribunalul de judecată al evreilor, acest Iosif nu a fost de acord cu hotărârea luată de Sinedriu în legătură cu condamnarea Mântuitorului Hristos la moarte prin răstignire. El, deși nu s-a declarat pe față ucenic al lui Iisus, el iubea învățătura Mântuitorului și iubea persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Acest Iosif era prieten într-un fel, oricum era apropiat de Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Și Pilat i-a dat trupul și acest Iosif l-a înmormântat într-un mormânt nou, în care n-a mai fost nimeni pus vreodată, mormânt ce aparținea lui Iosif din Arimatea. Și această localitate, Arimatea, este de fapt vechea Rama, acolo unde s-a născut marele profet, judecător și arhiereu Samuel. Ei bine, Maria Magdalena și cealaltă Marie, Maria mama lui Iacob și a lui Iosie, și a lui Simon și a lui Iuda, numiți frații Domnului, de fapt ei sunt frații lui Iosif din căsătoria sa din tinerețe, el de acum era și în vârstă, când a fost logodit cu Fecioara Maria și era și rudă cu Preacurata Fecioară. Așadar, iubiți credincioși, acestea sunt cele 7, cel puțin 7 femei care poartă numele de mironosițe în sensul de purtătoare de mir și purtătoare de iubire sfântă și de recunoștință multă pentru Iisus cel răstignit și îngropat. E bine, ajungând ele aproape de mormânt, intând în grădina de pe muntele Leon, muntele Măslinilor, acolo au început să se întrebe cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Piatra cu care a fost acoperit mormântul era imensă. Cercetătorii spun că ar fi avut 2 tone. Era în formă de cilindru, de piatră, și acest cilindru a fost rostogolit într-un șanț care a acoperit intrarea în mormânt. Mai mult decât atât, acest mormânt a fost pecetuit, cum știm, și chiar mai mult a existat la intervenția evreilor o gardă care păzea acest mormânt. Evreilor le-a fost frică că ucenicii îl fură peste noapte și apoi vor spune că a înviat și rătăcirea, cum spun, de pe urmă va fi mai mare decât cea din tâi. Femeile mironosițe nu știm dacă ele dacă știau că acolo se găsește această gardă sau dacă mormântul e pecetuit.
Se întrebau cine ne va prăbări ajuns în fața mormântului și au constatat că piatra, care era mare și grea, pusese răsturnată. Au intrat în mormânt înspăimântate de această priveliște și la intrare au fost întâmpinate de un bărbat în haine albe, de un înger, care le-a spus: nu vă înspăimântați, pe Iisus Nazarineanul îl căutați, nu este aici. A înviat. Iată locul unde fusese pus. Mergeți, deci merge și spuneți ucenicilor săi că a înviat și că îl vor vedea și ei în Galileea, după cum le-a spus. Femeile mironosițe n-au întrebat nimic, n-au cerut explicații de la înger. Au plecat spre ucenici care erau închiși într-o casă de frica iudeilor. Mie se pare că nu toate au plecat. Maria Magdalena, mai sceptică și doritoare să-l vadă cât mai repede pe Iisus mort sau viu, a rămas să mai cerceteze pe lângă mormânt. Și la un moment dat a mai intrat odată în mormânt și s-a întâlnit cu doi îngeri care i-au spus: femeie, pe cine cauți? Și ea le-a spus: au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Dar n-a apucat să zică prea mult, că se pare că un zgomot deja se crease în afara mormântului și când a ieșit din mormânt, a văzut un bărbat în care i-a identificat pe grădinar, pe pasnicul cimitirului, cum zice noi. Era chiar Iisus, dar ea nu l-a recunoscut. A crezut că este grădinarul. Și i-a spus: Doamne sau Domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus. Și atunci bărbatul grădinar îi vorbește, spunându-i un singur cuvânt: Maria. Este momentul în care Maria Magdalena identifică în grădinar pe Iisus. Și zice: rabunii, și dă să cadă la pământ și să-i sărute picioarele. Atunci Mântuitorul spune: nu te atinge de mine. Că nu m-am suit, nu? Că încă nu m-am suit la Tatăl meu. Du-te și spune fraților mei că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. La Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Să reținem acest episod și această interdicție a Mântuitorului: nu te atinge de mine. Este cumva contradictorie această afirmație, această oprire a Mântuitorului de a se atinge Maria Magdalena de dânsul, mai ales că femeile celelalte mironosițe, mergând să vestească ucenicilor, pe cale sunt întâmpinate de Iisus, care le spune: bucurați-vă, nu vă temeți. Și ni se spune în Evanghelie că ele au căzut la pământ și au îmbrățișat picioarele. Pe acestea nu le oprește. Ele vestesc ucenicilor. Ucenicii sunt sceptici. Consideră vestea ca pe o aiurare. Parcă ar fi cumva țâgnite aceste femei, spun ucenicii. Peste câteva ceasuri, Mântuitorul se arată ucenicilor intrând în camera unde erau închiși de frica iudeilor și le zice: pace vouă. Ei rămân încă tulburați și atunci le spune: uitați-vă la mine, vedeți rănile din mâini, din picioare, din coastă. Eu sunt, am înviat. Și încă necrezând ei, spune Evanghelia, le-a cerut ceva de mâncare. Și a și gustat dintr-un pește fript și dintr-un papure de miere. Peste 8 zile știm că Toma, auzind că Iisus a înviat, și el, precum Maria Magdalena, a rămas sceptic, frustrat, cum spunea Preasfințitul, supărat și dorea să se încredințeze prin pipăit că el, Iisus, este viu, că a înviat.
Știm că Mântuitorul Iisus Hristos, după 8 zile, deci, s-a arătat și lui Toma și l-a invitat pe Toma spunându-i pe nume, precum Marie Magdalena. Maria îi zice și lui Toma, Tomo, vino și vezi rănile și adu degetul tău și le pune în ele și pune mâna ta în coasta mea și nu vine credincios, ci credincios. Și atunci Toma, precum Maria, încredințat 100% de învierea Domnului, a rostit acele cuvinte atât de personale și de tulburătoare în sensul bun, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul a adăugat un cuvânt atunci, precum a adăugat și Marie. Mereu să vedem această paralelă Maria Magdalena Toma. Și nu întâmplător, după Duminica Tomii avem Duminica în care în prim plan este Maria Magdalena. Ei bine, ce spune Mântuitorul? Toma, pentru că tu ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Maria Magdalena i-a interzis atingerea, dar i-a spus: mergi și spune fraților mei că mă duc la tatăl meu și la tatăl vostru. De ce credeți, iubiți credincioși, că Mântuitorul, cel care s-a lăsat pipăit de toți ceilalți, inclusiv de Toma, nu s-a lăsat atins de Maria Magdalena? Aici avem un simbol, spune Părintele Dumitru Stătuloae. Maria Magdalena, să nu uităm, a fost o femeie recuperată de Hristos. Această Marie Magdalena era o femeie care avea o credință, un curaj și o iubire de Hristos, am spune, după Maica Domnului, cea mai puternică. Cele mai puternice trăini. Ei bine, asta îi spune Hristos aici, Marie Magdalena. Vezi tu, ai fost ca o păgână. Tu reprezinți aici păgânii care vor avea părtășie cu mine după ce eu mă voi înălța la Tatăl meu. Și această părtășie cu mine se va realiza prin lucrarea Duhului Sfânt în botez și în toate tainele Bisericii, culminând cu Euharistia. Părintele Dumitru Stăniloae spune că această interdicție de atingere de Hristos, de fapt, era doar o amânare pentru a gustat din Hristos în forma euharistică, sub chipul pâinii și al vinului în Sfânta Împărtășanie. Deci, iubiți credincioși, aici vedem că Maria Magdalena, prin credința, atașamentul, iubirea ei sfântă față de Hristos, primește din partea lui Hristos o certitudine a învierii lui, precum Toma. Și, de asemenea, prin această întâlnire, ni se vestește nouă, și iată, noi trăim astăzi, această gustare din Hristos. Vedeți? Ea avea în față, avea pe Hristos ca un vis-a-vis. Noi, în biserică, îl avem pe Hristos mai intim. Îl avem chiar în noi. Îl gustăm. Gustați și vedeți că bun este Domnul, cântă biserica. Ne împărtășim din trupul și din sângele Lui. Asta a vrut să spună Hristos. Și chiar mai mult decât aceasta ne va aștepta în veacul ce va să vină. Mereu spunem, după ce ne împărtășim, dă-ne nouă, Doamne, să ne împărtășim cu Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a împărăției Tale. Femeile mironosițe, iubiți credincioși, sunt un model de curaj. Iată, când bărbații stau fricoși, închiși într-o casă, femeile sunt pline de curaj sfânt. De asemenea, femeile sunt pline de această ardoare, de această dragoste de Hristos, de a împlini toate cele rânduite în legea veche în legătură cu mormântarea lui Hristos. Curajul, credința, iubirea sfânta lor depășește
starea ucenicilor. Ele sunt numite de Sfântul Ioan Gură de Aur apostolii apostolilor, cele trimise către cei trimiși. Amintiți-vă că prin femeie a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Dar această moarte a intrat prin ispita demonului. Un înger căzut a ispitit-o pe femeie și a adus vestea morții. Acum, un înger sfânt, sub chipul unui bărbat plin de lumină, vestește Hristos a înviat. Primul care a rostit Hristos a înviat și noi am preluat această veste și această mărturisire sfântă, este un înger. Cine a văzut prima dată pe Adam cel vechi? O femeie, Eva. Eva cea veche. Cine l-a văzut prima dată pe Hristos, Adam cel nou înviat? Noua Evă, Maria, Maica Domnului. Sfinții părinți spun că deși Evangheliile nu precizează că printre mironosițe ar fi fost și Maica Domnului, totuși prima femeie care a știut și a văzut învierea Mântuitorului Iisus Hristos este Maica Domnului. Ea a suferit cel mai mult și era firesc ca ea să-l vadă prima înviată. N-au trecut-o evangheliștii pentru ca mărturia aceasta să fie pusă sub semnul îndoielii, având în vedere că era mama Mântuitorului. În încheiere, iubiți credincioși, aș vrea să accentuez ceva legat de un amănunt. Un amănunt. Deja l-am amintit. Această interdicție de a atinge pe Hristos. Totuși, femeile celelalte l-au atins, l-au îmbrățișat și au sărutat picioarele. L-au atins mâinile. Știți că în icoana Învierii, aceea autentică, pogorârea la iad a Mântuitorului, Mântuitorul Iisus Hristos este îmbrățișat cu mâinile întinse către Adam și către Eva pentru a-i scoate din iad. Această întindere a mâinii este un semn de mare iubire a lui Dumnezeu pentru noi oameni. Mereu preotul întinde mâna și zice pace vouă. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Această pace e pacea lui Hristos, iar Hristos prin mâna preotului o dăruiește credincioșilor. De asemenea, ați observat că în momente de invocare a Duhului Sfânt, preotul ridică ambele mâini către Preasfânta Treime. Aceste mâini ridicate îl transformă pe el ca într-o clepsidră în care harul coboară. Aceste mâini ridicate, invocând, chemând pe Duhul Sfânt ca să aducă pe Hristos în inimile noastre și preună cu Hristos pe Tatăl, este iarăși, vedeți, atât de expresivă în slujba liturghiei. Dar aceste întinderi de mână, am observat, cred că ați observat cu toții, ne întâlnim în viața noastră din pruncie. Care este primul gest al părinților făcut printre primele gesturi făcute de părinți către copil? Întins un deget. Și copilul se atașează de acest dege și trăiește intens legătura cu părinții săi. Degetul se va transforma într-o mână. Mâna aceasta este ocrotitoare, mâna părinților. Dar paradoxal, cumva, și părinții sunt ocrotiți de această prezență îngerească în viața lor a copilului. Apoi, când copilul crește, ajunge la grădiniță. La grădiniță, doamna educatoare îi așează pe copii, mai ales când pleacă undeva, se deplasează, doi câte doi de mână. De mână. Arătând prin aceasta că îi pune în rânduială. Îi pune în rând și în rânduială, îi disciplinează. Dar în același timp îi și apropie pe unul de celălalt. Când copilul crește mai mare, ajunge adolescent, se îndrăgostește. Și atunci ține de mână o fată.
Băiatul ține de mână o fată și această atingere e atât de sfântă. Iorul acesta e sacru la început, e sfânt. Și această întindere de mână, dacă ei transformă sentimentele într-o prietenie, se ajunge la cererea mâinii fetei de către băiat în prezența părinților ei. I-a cerut mâna. Și dacă părinții au binecuvântat această solicitare a tânărului, merg cu toții la biserică. Și la biserică ați observat cum merg ei. Merg cumva de mână. Dar mâna dreaptă a lui ține în ea mâna stângă a fetei. La cununie aici când sunt așezați, unul stă în fața icoanei Mântuitorului, celălalt stă în fața icoanei, cealaltă stă în fața icoanei Maicii Domnului. Știți care e momentul cel mai important din taina cununiei? Este momentul în care preotul ia mâna dreaptă a mirelui și o unește cu mâna dreaptă a miresei, observați o schimbare de aici, de purtare de mână, și rostește o rugăciune. Și spune așa preotul: Doamne, unește-i pe ei într-un gând. Adică, păi să se înțeleagă. Că sentimentele sunt trecătoare, deseori înșelătoare. Unește-i într-un gând, încununează-i într-un trup, devine o unitate. Dăruiește-le rod pântecelui, naște de prunci buni. Ei, prin această rugăciune, iubiți credincioși, devin una. Sunt rude de gradul zero. Dar ați văzut mâna dreaptă a lui cu mâna dreaptă a ei. După aceea, nu se mai prea iau ei de mână. Mai rar, unii se iau, alții nu. Totuși, continuă să se ia de mână și tinerii, când sunt tineri, chiar fug, merg. Această mergere de mână arată această unitate într-o prietenie și o unitate sfântă în iubirea binecuvântată, împărtășită de Dumnezeu prin taina cununiei. Ei ajung la o vârstă, mai rar găsești bătrânei de mână, plimbându-se prin parc. Se spune că ar mai fi, dar foarte rar găsești. Ion Milescu avea o poezie. Nu? În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, 2 jucării stricate, merg ținându-se de mână. Da, pentru că deși această iubire acum, sigur, trupurile fiind nu atât de frumoase, ea este una consolidată, este una așezată, una întărită. Și dacă ajunge pe pat de suferință un om, cea mai mare mângâiere, cred că este nu să rostim cuvinte multe, ci să-l ținem de mână. Să-i spunem că sunt aici, sunt cu tine, fără cuvinte. De multe ori, noi nu știm să vorbim cu oamenii în boală. Cu oamenii aflați în suferință. Începem să vorbim multe, să ne exprimăm sentiment, multe. Cuvintele acestea multe și emoțiile acestea superficiale, mai mult rău fac. După ce ți-ai exprimat, sigur, bunăvoința aceasta de a veni și a sta lângă cineva care e muribund sau bolnav, dacă îl ții de mână și ești alături de el, îi dai un mare curaj. Arăți compasiune, arăți iubire, arăți că ți-e drag, că nu îl vezi ca pe un mort, ci îl vezi ca pe un viu, că ești alături de el în momentele acestea grele. Foarte importante sunt aceste întinderi de mână. Chiar când se întâlnesc oamenii, își dau mâna. Sigur, e un salut așa convențional la un dat. Dar aceste țineri de mână la care am făcut referire, sunt semnificative pentru ce înseamnă iubirea. Pentru că, vedeți, însuși Hristos s-a lăsat atins înainte de răstignire de mai multe ori. A luat în brațe copiii, a binecuvântat. Știm că femeia aceea, cu scurgerea sângelui, l-a atins de poala hainei și s-a făcut sănătoasă, Mântuitorul nemustrându-o, spune: îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit. Și iată că Maria Magdalena, deși este oprită, ea se întâlnește cu Hristos printr-un alt gest,
prin rostirea numelui. Vedeți, când nu mai iubești pe cineva, nu-i mai spui pe nume. Sau îi spui o poreclă, sau nu-i mai spui pe nume. Spui ăsta, aia, ăla, nu-i mai spui pe nume. Nu-i spui Maria. Vă dați seama ce duh cuprindea acest cuvânt, Maria. Prin el s-a descoperit Hristos Mariei Magdalena într-un mod direct, rapid și personal. Așa cum lui Toma i s-a descoperit la fel tot prin nume. Tomo, adu degetul tău. Nu ni se mai spunea că a pus sau nu degetul. Adu degetul tău. Când auzit Toma sau Tomo, l-a identificat pe Hristos. Așadar, iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare în special a femeilor evlavioase. Am avut de-a lungul istoriei creștinismului foarte multe femei, nu doar femei nemironosițe, care au fost purtătoare de mir, nu de acesta de aromate, ci de mir, cum spune una dintre cântări, viață cu de viață curată, într-o pocăință agonisită. Au fost vestite de femei fecioare, care și-au dedicat întreaga viață lui Hristos. Sfintele cuvioase, maici, surori de prin mănăstiri, care și-au sfințit viața. Sfintele femei mucenițe, mucenițe și fecioare și cuvioase. Avem atâtea femei mame, eroine, am cunoscut personal și încă mai trăiesc mame care au 15-17 copii. Cred că biserica la un moment dat trebuie să gândească să canonizeze și astfel de mame, nu doar sihaștii. Pentru că aceste mame sunt sfinte. Sunt pline de jertfernicie. Să le căutăm și să le și canonizăm. Pentru că vom găsi cu siguranță astfel de mame sfinte. Cred că atunci evlavia poporului ar crește și mai mult și credința ar spori dacă am avea cunoscute sau am avut, din punct de vedere istoric, mai aproape de noi astfel de sfinte femei mironosițe, am putea spune, în sensul în care vă spuneam mai înainte. Felicităm astăzi pe toate femeile creștine, autentic creștine. Și atragem atenția celor care se numesc mironosițe într-un sens peiorativ. Deci există și așa ceva. Când spui despre cineva că ești ca o mironosiță, e că ești puțin falsă. Ai fustă lungă, ai batic pe cap, ai o purtare evlavioasă ca formă, dar după ce pleci de la biserică, când ești la serviciu sau în societate sau în familie, îți dai rama pe față și arăți că nu ești chiar așa și în suflet, atât de evlavioasă. S-a ajuns, din păcate, să dea acest nume peiorativ de mironosiță acestor femei care sunt doar formă fără fond. Dar noi trăim astăzi, cred că, ceva și mai dramatic, și anume femei care nu mai poartă nici fustă, nici batic, nici un caracter creștin nu au. La un moment dat te întrebi ce e mai bine? Să fii așa și în formă și în fund, sau măcar în formă să arăți a creștin? Cred că dacă arăți și în formă a creștin, e un pas înainte, e adevărat nemântuitor, dar un pas înainte spre a fi evlavios și în interior. Adică să fie și sufletul, cum este comportamentul în general, atunci când, mai ales când vii la biserică. Deci felicităm pe toate femeile creștine, din totdeauna le dorim să aibă sănătate, bucurie și mântuire, iar mai ales mamelor creștine cu mulți copii, sau și cu puțin copii, cât le-a dat Dumnezeu, care au avut grijă să educe creștinește. De asemenea, ne rugăm la Dumnezeu să dea putere, să devină prin viața lor o mărturie pentru cele mai tinere fete care parcă din ce în ce mai dezorientate. Așadar, la mulți ani tuturor femeilor creștine, Hristos a înviat! Un mic anunț, peste vreo două săptămâni sau trei,
O să ne întâlnim iarăși la o conferință, cum îi spunem noi, sau o întâlnire duhovnicească, cu o temă, zic eu, poate surprinzătoare pentru unii, despre lacrimi. Despre lacrimi. Sunt foarte multe feluri de lacrimi și ne propunem să vedem care sunt lacrimile pe care Dumnezeu le binecuvintează și pe noi ne folosesc. Până atunci, să aveți parte de lacrimi de bucurie, să aveți parte de lacrimi de pocăință, de bucurie aducătoare, să aveți parte de lacrimi care ușurează sufletul, care limpezesc mintea și întăresc voința. Hristos a venit!
roagă dânsa Domnului să ne rugăm. Sebastian, episcopul Slatine și Romanaților, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru viața Maica noastră, stare semnia Stavru Bura, pe unificate mari de slujorile slujitorii, ostenitorii și binecărtătorii Sfintei Mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mândru de plinde, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai statelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, cu toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Și acum și cu roi, și în veci.
Vă rog,
acum și pururea, și în vecii vecilor.
pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie și-a de la mari cu citire. Ostenitorii și binefăcătorii Sfintei Mănăstiri pentru sănătate.
te-a adormit, păi și frați ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Și în vecii, vecii lor.
ca Domnul să-i miluiască pe rânduși. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe ei cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Nască pe rânduși cu Sfânta sa zbornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe gânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Cei chemați capetele voastre Domnului să ne plecați. Oh.
sa. Maicile, surorile, slujitorii, ostenitorii și binefăcătorii Sfintei Mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Thank you.
prea pomenit și cuvitori, mai aveți sfinte mănăstiri, pe robului Dumnezeu, protosinte, Visarion, Părintele nostru, să-i pomenească Domnul Dumnezeu. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți dintr-o rudenie cu noi adormiți în Domnul, pe fiecare după numele Său să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți, tremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Aceasta și pentru cei ce cu credință pe glavie și cu frică de Dumnezeu
Să ne iubim unii pe alții,
și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace, împărtășirea Sfântului Duh să fie voi cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem inimile. Thank you.
lucru acesta toți. Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea
Și de mișoarele noastre,
cel ceresc și a zice: Thank you.
Dumnezeu, credință și dragoste. Apropiați-vă!
viață păcătoare, înfricoșătoare, lui Hristos taine. Fericie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Amântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu e cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată nesăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești sfinția noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purnea și în vecii vecilor. Binătatea bisericii tale o păzește, sfințește-i, pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Părintelui nostru Ioan Cură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului,
a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale sfinților, mucenici Vasilevs, episcop al Amasiei, Sfânta Glafira, Sfinții Mucenici Kirilu, Kindeu și Tasie din Axiopolis, ale sfintelor femei mirolosiți, ale Sfântului Iosif din Arimatea și ale Sfântului Nicodim, a căror pomenire o să ducim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, să ne închinăm Sfintei Învierii Lui, cele de-a treia zi. Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte.